Domnul și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Suntem la, să zicem, ultima decadă a lunii august. Ar mai fi o lună și ceva și începe anul universitar. Gândiți-vă că anul universitar nu înseamnă numai începerea orelor de curs în facultăți, ci înseamnă și începutul activității unor instituții care au legătură cu învățământul superior. Una dintre acestea este Casa de Cultură a Studenților. Despre Casa de Cultură a Studenților discutăm astăzi cu invitatul meu, domnul Bogdan Cruceanu, directorul acestei instituții. Bună ziua, domnule director, bine ați revenit în platourile noastre. Bine v-am regăsit și mulțumesc frumos pentru invitație. Perioada verii de obicei este folosită de cei din învățământ, nu numai învățământ universitar și preuniversitar, ca să facă reparații, curățenie. Presupun că și la Casa de Cultură a Studenților s-au desfășurat astfel de activități, nu? Sigur, zâmbesc pentru că știu că aveți o slăbiciune spre această componentă, să zic, a pregătirilor pentru un nou an universitar, un nou an școlar și așa mai departe. Aici fac referire strict la parte de investiții, știu că vă place foarte mult. Lumea vrea să știe, s-au făcut, se fac investiții, va fi ceva nou? Sigur, la Casa de Cultură a Studenților, în momentul de față, cred că principala investiție a noastră este în componenta umană, în resursa umană, și spun acest lucru strict la, mă raportez la nivel de studenți, studenții noștri voluntari din cadrul cluburilor artistice și, bineînțeles, cei din asociațiile studențești cu care noi ne aflăm în strânsă legătură. În momentul de față, la Casa de Cultură a Studenților se desfășoară programul național de tabere studențești, organizat de către Ministerul Tineretului și Sportului. Practic, o bună parte din studenții de la universitățile din Iași și de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în momentul acesta se află pe litoral. În cadrul programului național de tabere studențești, cum am spus puțin mai în debutul emisiunii, ulterior, bineînțeles, ne vom pregăti pentru evenimentele în această toamnă la Casa de Cultură a Studenților. Ce evenimente pregătiți, domnule director? Pentru că vine toamnă. Când vorbim de toamnă, vorbim de ceva care, pe cel puțin calendaristic, peste 10 zile. Așa este. Pregătim în luna septembrie. Noi am, ca să trec așa, dacă vreți să trec în revistă, să zic cum am conceput noi acest an universitar și, bineînțeles, partea de acțiuni cultural-artistice la Casa de Cultură a Studenților. Dacă în anii anteriori o bună parte din evenimente se desfășurau în două etape, în sensul în care aveam primăvara, când aveam foarte multe evenimente, inclusiv festivalul nostru de tradiție, precum Festudisul, Gaudeamusul, ei, de data aceasta o să vedeți că sunt evenimente. Festivalul de rock, la fel, se desfășura în general în prima parte a anului, partea de folk, multe evenimente, spuneam, le găseam în primăvara anului până în luna iunie, finalul lunii iunie, când studenții își încheiau anul universitar, iar restul debutau practic în toamnă, în general, odată cu perioada lunii, în jurul lunii octombrie. Acum, foarte multe evenimente le-am comasat în toamnă, începând cu luna septembrie, deoarece în prima parte a anului încă ne aflam într-un val de restricții, să zic, date de către Comitetul Național de Situații de Urgență și implicit de la Comitetul Local de Situații de Urgență, iar acele evenimente pe care am putut să le reprogramăm pentru toamnă, am făcut-o. Și atunci o să trec, dacă îmi permiteți, în revistă evenimentele pe care noi le pregătim în perioada următoare. În luna septembrie vom avea o tabără de artă, o tabără de creație la Muncel, acolo unde colegul meu Daniel Moisi, împreună cu studenții, se vor deplasa și vor avea aproximativ 5 zile în care vor crea mai multe tablouri, vor avea parte de pictură, parte de fotografie, toate acestea se vor desfășura la tabăra de artă și creație concept art. Bun, dar ceea ce vor realiza ei acolo va fi expus în... Ulterior, bineînțeles, vom avea un vernisaj pe foaierul Casei de Cultură a Studenților, ca în fiecare an. Ca să intru puțin mai în profunzime, am căutat să ținem evenimentele de tradiție și să le desfășurăm în continuare, spun acest lucru, pentru că nu ne este ușor și nu ne-a fost ușor, cu atât mai mult cu cât partea de buget a suferit foarte mult, dat fiind actualul context pandemic. Ulterior, tot în luna septembrie, vom avea festivalul de artă, de design, împreună celor de la artist. Colega noastră, Diana Mihai, este cea care se ocupă îndeaproape. Vom avea și partea de festivalul Iași Dansează, ajuns la cea de-a treia ediție. E un festival care a început acum... Tânăr.
tânăr, dar e un festival care, zic eu, care are potențial, un festival de dans. Sunt foarte multe genuri de dans pe care le vom regăsi în cadrul acestui festival. Vom avea foarte mulți participanți din țară și nu doar, și de la cluburile din Iași, evident. E firesc să invităm și pe cei din Iași, dar vom avea și din țară. Vom avea și festivalul de rock tot în luna septembrie, rock în Iași, open air, va avea loc în septembrie, un festival care de obicei se desfășura. Bun, bun, stați că aici la festivalul de rock, că deja da. Spectatorii sunt buni, hai domnule, că la dans poate că nu toți ne pricepem, dar mulți vor rock. Unde vor fi susținute concertele? În momentul de față, luăm în principiu în calcul varianta din fața Casei Cultura Studenților, parcarea de fața Casei Cultura Studenților, dar în funcție de cum de partenerii pe care o să reușim să-i mai atragem alături de noi, luăm și în calcul varianta de pârtia de schi. Baza pârtiei de schi. Unde de obicei se ținea așa, este acolo e și locul său de fapt și de drept. Da. Dar în funcție de partenerii pe care o să reușim să-i atragem alături de noi, o să decidem, o să dăm varianta finală. Locația, dar repet, în cele două locații, ori în parcarea din fața Casei Cultura Studenților, ori la baza pârtiei de schi. Aici este direct implicat colegul meu, adică Liman, și sperăm să găsim formula cea mai bună. Mergând mai departe, în luna octombrie, vorbim de începerea anului universitar, vor debuta și înscrierile la cluburile Casei de Cultură a Studenților. Cu siguranță, începând cu data de 1 octombrie sau în jurul datei de 1 octombrie, aproximativ două săptămâni, studenții se vor putea înscrie la oricare de cluburile noastre pe site-ul Casei de Cultură a Studenților, ccsiaș.ro. Acolo vor avea o rubrică dedicată. Înscrierilor își vor alege singuri clubul la care vor să se înscrie. Ulterior, vor pune datele de contact, iar ulterior colegii mei referenți îi vor contacta pe studenți pentru întâlniri. În general, țin să subliniez că aceste întâlniri chiar au loc, pentru că eu sunt cel care merg la fiecare întâlnire de debut, la prima întâlnire a studenților cu referenții Casei de Cultură a Studenților, astfel încât mă asigur că lucrurile sunt cât se poate de bine puse la punct, sunt cunoscute, le sunt aduse la cunoștință facilitățile pe care le au fiecărui student în parte care calcă pragul Casei de Cultură a Studenților. Ulterior vom avea și partea de Iași Guitar Festival, la fel un festival de chitară clasică și electrică. Vom avea și zilele clubului Richard Oșanițchi, vom avea și zilele Casei de Cultură a Studenților în începutul lunii noiembrie. Bun, eu vă opresc puțin pentru că ați explicat care este programul pe parcursul lunii septembrie și octombrie. Dar, domnule director, ați luat în calcul în această programare, faptul că specialiștii spun, domnule, vine valul 4, vine delta, vine alfa, vine beta, vine naiba mai știe care tulpina coronavirusului. În funcție de cum s-a priceput fiecare la matematica, dacă o denumire. Da, adică deja valul 4, toți spun, gata, e prezent în România. Lucrăm și noi ne-am adaptat, să zic, calendarul de acțiuni în funcție de contextul pandemic, de acest posibil val 4, care se pare că deja chiar bate la ușă, în sensul în care vedem că numărul de cazuri cresc de la o zi la alta. Lucrăm pe cele 3 scenarii, și anume la nivel de evenimente în sala de spectacol. Lucrăm pentru 70%, 50% și 30%, iar în situația în care vom ajunge într-un scenariu roșu, da, vorbim de scenariile generale data aceasta, nu raportându-mă la cele pe instituțiile de cultură, când m-am spus cele 3 variante de lucru în sala de spectacole. În scenariu roșu, evident, fiecare eveniment în parte, o să reușim să-l adaptăm în variantă 100% online. Repet, am gândit la acest lucru din capul locului, nu este îmbucurător, văd că... Știți cum e? Spune-mi, domnule, festivalul de rock online, cam nu, că lumea, tinerii vor, domnule, merg acolo să-i văd pe scenă, să-i ascult, mai servesc un pahar de bere, mai țip și eu. Că au văzut, telespectatorii noștri au văzut că la meciurile de fotbal, hai pe stadion, acum faci un concert, un... Dacă vreți să vorbim despre fotbal și sport, cred că mă plice. Nu, că la fotbal, deja eu numai cât am amintit de cuvântul ăsta fotbal și mai a durerea de cap, nu vorbesc despre echipa noastră, ci vorbesc despre campionatul nostru, Liga 1 și Liga 2. Am înțeles. Haideți să revenim puțin la Casa de Cultură a Studenților, pentru că de-a lungul timpului când stăteam de vorbă cu dumneavoastră spuneați că, domnule, ar trebui ca să mai angajez personal, întrucât mai este nevoie. Cum stăm acum, anul acesta? Cum să stăm? Ca și în anii anteriori. E clar, iar nu este buget, nu? Ministerul Tineretului și Sportului nu prea. E important ca cei care ne urmăresc să înțeleagă că sunt mai multe categorii
bugetare și în funcție de acelea categorii și data aceasta, dacă ne raportăm la partea de salarii, acolo avem în momentul de față o discuție destul de aplicată, în sensul în care, da, nu ne ajung la momentul ăsta bănuții, sau ne ajung pentru anumite posturi, sperăm să reușim să facem anumite modificări, astfel încât să mai scoatem la concurs o parte din posturile pe care noi le avem disponibile în organigramă. În momentul de față există deja scoase la concurs două posturi și sperăm că acest lucru să continue, să scoatem cât mai mult din ceea ce avem liber pe organigrama noastră, pentru că avem nevoie de specialiști în actul cultural-artistic, specialiști care să vină alături de noi și să creștem, să zic, numărul de evenimente al instituției noastre. Vă dau un simplu exemplu. Dacă la ansamblul folcloric Doina Carpaților, acolo avem la momentul de față pe tâna coregrafă Mihaela Cojocaru, noi nu avem dirijor angajat. Faptul că maestru Marinică Botea ne este în continuare alături, o face într-un mod 100% voluntar și o face pentru că, cum să zic, este strâns legat, este viața sa în acest ansamblu. Dar noi, în momentul de față, la ansamblu, noi nu avem un dirijor. Un ansamblu de tradiție, iată că de data aceasta, după ieșirea la pensia cunoscutului maestru, noi nu mai avem dirijor. Bun, da, stați puțin, că în țara noastră, România, nu există numai o singură casă de cultură a studenților. Câte case de cultură a studenților sunt? Dacă începem să intrăm pe fiecare, la cele 14 să ne raportăm, plus Casa de Cultură CCST-i, putem să începem să discutăm de probleme fiecare instituție în parte, dar cred că... Pe unde se situează Casa de Cultură a studenților în topul, să zicem, în clasamentul celor din țară? Dacă mă întrebați pe mine, o să spuneți că mă laud pe mine însumi. Eu zic că stăm... bine, raportându-l la celelalte instituții, spre foarte bine. Spun acest lucru din punct de vedere al patrimoniului pe care îl avem și mă raportez strict la sediul în care își desfășoară activitatea Casa de Cultură a Studenților. Spun acest lucru pentru că sunt foarte multe instituții în țară care clădirile nu sunt ale Ministerului Tineretului și Sportului sau terenul nu este al Ministerului Tineretului și Sportului. Plus, se află într-o stare avansată de degradare. Deci dacă noi la momentul de față ne uităm la Casa de Cultură a Studenților din ea și spunem că da, este nevoie de investiții, n-ați vrea să mergem să ne uităm la alte instituții similare de prin țară, O să spunem, doamne, asta merită să fie dărâmată și lasă-o acolo, că dacă nu se aude, o demolează. O să spunem că Casa de Cultură a Studenților din Iași arată, cred că, dintre cele mai bine, noi și colegii de la Cluj. Că, repet, punctual, e nevoie de investiții în toate aceste instituții, doar că, în momentul în care noi ne aflăm în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, acolo unde sunt foarte multe unități subordonate. Cred că este ministerul care are cel mai bogat patrimoniu, cel mai mare patrimoniu. Evident că, într-o formă sau alta, apar foarte multe cheltuieli și necesități de investiții. Și dacă ne raportăm și la numărul de angajați, ne uităm, cum spuneam, și la partea de patrimoniu, ne uităm și faptul că este Ministerul Tineretului și Sportului. Ne aflăm într-un an olimpic. Și sportul trebuie să-l subvenționeze. Noi avem foarte multe federații sportive care... Bun, anul acesta, știu că anul acesta, fiind Olimpiada, mi se părea clar Ministerul Tineretului și Sportului să investească în Olimpiade. Domnule director, suntem la finalul emisiunii. Mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la emisiune. Să dea Domnul ca tot ce înseamnă toamna acestui an și anul viitor să nu fie probleme cu pandemia și să desfășoare. Eu vă mulțumesc frumos pentru gândul bun și sperăm ca lucrurile să meargă într-o direcție bună. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Iașul este un oraș cultural, fără doar și poate. Putem vorbi despre capitala culturală a Moldovei, putem să vorbim despre capitala culturală a întregii zone de nord-est și sud-est. Cert este că pe lângă toate instituțiile de cultură din Iași, aveți și Casa de Cultură a Studenților. Intrați pe site-ul Casei de Cultură a Studenților și veți vedea care este programul pentru această toamnă. Este un program interesant și o să vedeți că veți găsi fiecare în parte o acțiune, o manifestare pe gustul dumneavoastră. Și atunci puteți să mergeți, să vedeți ce vă place. Până data viitoare, cele bune! La revedere!